în fiecare dimineață a zilei de săptămâni, 5 zile pe săptămână, ne trezim ca să mergem la școală stând 7-8 ore, nu mai punem naveta, ne făcând prea multe. Pentru noi e pierdut de vreme. Însă colegii noștri, toți ceilalți, văd asta ca pe un lucru normal. Văd ca pe... E normal să pierzi toți ani e normal să stai să joci, e normal să pierzi vremea pe la petrecere, e normal să stai noaptea târziu. E normal. Însă, singurul beneficiu al școlii pe care îl mai găsesc este că de fiecare dată când noi pierdem atâtea ore zilnice cu școala, fiecare vacanță, fiecare weekend îl apreciăm așa de mult încât îl facem să fie productivitatea 100%. Ne creăm o rutină strict militară și devine, devine prioritatea noastră numărul 1 de a face weekendul productiv. Și vacanțele la fel. Vacanțele devin mult mai productive. Apreciem timpul în care facem self-improvement mult mai mult. Apreciez timpul Trebuie să apreciezi timpul ăsta. imaginează că tu primești, ai primit o oră liberă de la școală. Ultima oră n-ați mai făcut-o și ați primit o oră în plus. ce faci face în acel timp? Te duce cu toți colegii tăi să pierdeți vremea să mergeți la ceva local? Sau te duce acasă, te -ai duce la sală cât mai repede ca să ajungi mai repede acasă ca să-ți faci treaba? Eficientizează timpul. Dacă ai primit o oră în plus, asta nu înseamnă că trebuie să o pierzi. Nu înseamnă că dacă ai foarte mult timp trebuie să pierzi, însă așa funcționează tu în vacanțe de multe ori pierzi mai mult timp ca în timpul școlii, deoarece în timpul școlii ai, ai, mult mai puțin timp liber și trebuie să l eficientizezi 100%. Însă când ai mult timp liber, vi pierde o parte din timpul ăla pe jocuri, vei pierde o parte din timpul ăsta pe social media, vi pierde stând și nu făcând nimic. Tu nu apreciezi timpul pe care îl timpul puțin pe care îl ai în timpul școlii. Nu-l apreciezi dacă nu-l optimizezi la maxim. Fiecare secundă din, din zi să fie planificată cum am aici. Trebuie să-ți planifici ziua și de vacanță și de toate. Să fie o, o rutină strict militară pentru tine ca să poți să-ți eficientizezi ziua cât de mult poți. Școala te învață că fiecare secundă contează. Iar asta este o învățătură foarte bună. Fiecare secundă contează. Dacă ai primit o oră liberă, asta nu înseamnă că trebuie să te distrezi ca toți ceilalți. Eu știu că tu ai potențialul de a face mai mult, de a-ți atinge visurile, de a trăi viața pe care ei nu, ei toți ceilalți nu o pot trăi pentru că sunt blocați în sistem. Ei cred că să fii milionar e ceva rar. Nu se poate decât prin furt sau prin eu știu ce altceva. Fiecare secundă trebuie planificată ca tu să nu o irosești. E clar că dacă nu ți-ai planificat ziua, va fi mult mai ușor să bip, bup și ești pe Instagram. Și stai 20 de minute acolo după TikTok, stai 20 de minute acolo după YouTube, dai scroll câteva minute acolo. Și așa s-a dus o oră. Eu și cu rutina mea la maxim optimizată pierd o oră, două. Nu sunt special. Nu sunt un zeu care le face pe toate. Și eu sunt tot la nivelul tău. Însă mă chinui, sunt disciplinat în consistență. Consistența este peste. Mă țin în cerc de fiecare dată. Nu mă enervez, nu dau cu pumnul. Am zis, ok, bun, următorul lucru, ce am de făcut? Și mă duc să-l fac. Mi-am pus, mi pus rutina ca wallpaper la telefon ca să știu ce am de făcut. Planifică ziua cu un simplu to-do list. Înainte să te culci azi noapte, fă un to-do list cu ce vrei să faci ziua următoare. Păi, vreau să citesc din Kindle, vreau să merg la sală, vreau să fac tema asta, vreau să filmez un video. Bun, fă toate aceste lucruri în următoarea zi. Așa când vei zice, nu am ce face, te vei uita acolo și vei ști ce ai de făcut. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri de la un YouTuber neconvențional ca și mine, te-aș să lași subscribe a fi un câștig pentru amândoi. Primul link din descriere, ai un apel gratuit cu mine, în caz că vrei extra ajutor în călătoria ta, al doilea link din descriere este serverul meu de Discord și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine.